Noul an universitar ar putea debuta cu tăieri de salarii pentru cadrele universitare de la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Cei 130 de profesori de la singura universitate de stat din Gorj ar putea primi mai puțin bani pentru că instituția trece printr-o criză financiară, fiind necesară reducerea fondului de salarii. Începând cu luna august, salariile bugetarilor din învățământul universitar au fost majorate. La Universitatea din Târgu Jiu există însă posibilitatea ca această majorare să nu fie aplicată pentru că bugetul instituției nu permite acest lucru, Senatul Universității Constantin Brâncuș reducând fondul de salariu cu 25%. Deocamdată nu se pune problema de tăierea salariilor. S-a luat o hotărâre de scădere a fondului de salarii cu 25%. Însă măsurile se vor lua după ce ne vom consulta cu consiliile facultăților și cu Direcția Generală Administrativă. Reprezentanții universității spun că în paralel cu aceasta s-au mai luat și alte măsuri. În paralel s-au luat și o serie de alte măsuri, respectiv diminuarea cheltuielilor cu serviciile, s-au redus plata cu ora, în sistem plata cu ora, s-au redus posturile vacante. În cadrul Universității Constantin Brâncuș activează 130 de profesori universitari. Această reducere de 25% din fondul de salariu va intra în vigoare din septembrie și va fi valabilă până când se va redresa bugetul instituției.